Bun găsit tuturor la știri, sunt Onelia Pescaru, iată ce subiecte v-am pregătit pentru întâlnirea de astăzi cu știrile MSV. Creștinii îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Ioan Botezătorul. Mai multe despre semnificația acestei zile aflați imediat. Modificări în cazul ajutorului pentru încălzire. Despre ce este vorba, vă spunem în jurnal. S-a redeschis laboratorul de radiologie și imagistică medicală din Săcele. Amănunte în minutele următoare. La mulți ani de Sfântul Ioan, pe 7 ianuarie, peste 1 milion de români își sărbătoresc onomastica. Cu această ocazie, ținem să le urăm și noi, tuturor celor care poartă acest nume, multă sănătate și împlinirea tuturor dorințelor. Numele Ioan provine din limba iudaică și este o prescurtare de la Iohanan. Semnificația numelui este Dumnezeu s-a milostivit. Se spune că cei care poartă acest prenume sunt veseli, sociabili și înclinați spre romantism. Aceste persoane sunt sensibile din punct de vedere emoțional, aceasta fiind și cea mai vulnerabilă latură a firilor. Numele Ioan este unul dintre cele mai răspândite printre români, dar și printre popoarele creștine din toată lumea. Potrivit datelor furnizate de reprezentanții Direcției de Evidență a Persoanelor, în județul nostru există peste 16.000 de femei cu numele Ioana, Ionela, Ionica, Ionuța, Nela sau Iohana și peste 42.000 de bărbați cu numele Ion, Ioan, Ionel, Ionuț, Ionică și Iohan. Peste 500 de tone de material antiderapant au fost folosite duminică noaptea pe străzile din Brașov pentru dezăpezire. Aproximativ 50 de utilaje au acționat pentru curățarea drumurilor. În zona Schei și pe străduțele în pantă din oraș au acționat 8 utilaje de dezăpezire de dimensiuni mari și 9 utilaje de mici dimensiuni. De asemenea, pe celelalte bulevarde din Brașov s-a dezăpezit cu 10 utilaje. Cele două firme care gestionează dezăpezirea în municipiu vor face reaprovizionarea cu material antiderapant pentru a completa cele aproximativ 400 de tone pe care le mai au pe stoc. Incidente în Poiana Brașov în perioada sărbătorilor de iarnă. Unii dintre schiori s-au îmbrâncit și și-au împărțit pumn, deoarece printre ei se aflau și mulți care nu doreau să stea la coadă să urce cu telegondola și care intrau în fața celor care așteptau 10 de minute. De asemenea, nici șoferii nu au fost foarte disciplinați, conducătorii auto nu au respectat regulile de circulație, iar unul dintre ei a blocat ieșirea din parcarea multietajată timp de câteva minute. Salvamontiștii din stațiune au fost obligați să monteze garduri de protecție pentru a evita conflictul dintre schiorii nervoși. Șoferii au fost sancționați de polițiștii locali pentru că au parcat neregulamentar. În data de 5 au fost schiori care au încercat să intre pe lateral, pe lângă coada formată și care dura 20 de minute, o jumătate de oră. Oamenii s-au împins, s-au mai și bătut. Mă rog, asta este o problemă de ordine publică, nu este problema noastră. Noi ce am făcut în noaptea respectivă, am adus garduri, am creat niște șicane. Din păcate, nu toți cei care vin în Poiana Brașov înțeleg că trebuie să respecte regulile de circulație și regulile pentru a-și parca mașina. Am avut o situație, să spunem, mai dificilă. Unul dintre șoferii care a vrut să părăsească parcarea nu a respectat cele 15 minute între momentul în care a plătit parcarea și momentul în care trebuia să iasă mașina și nu a fost de acord să plătească cei 2,50 lei și a blocat efectiv ieșirea din parcare mai mult de 10 minute. Pentru a evita aglomerația în Poiană, reprezentanții municipalității îi sfătuiesc pe brașoveni, dar și pe turiști, să-și lase mașinile în parcarea multietajată, iar apoi să urce gratuit în stațiune cu autobuzele de pe linia 60. Cuantumul venitului mediu lunar pe membru de familie luat în calcul la stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2018-2019 a fost modificat. Astfel, din această lună, pentru consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbun și combustibili petrolieri, s-a modificat limita de venit pentru accesarea acestei prestații sociale. Din ianuarie, limita venitului crește de la 615 lei pe membru de familie la 750 de lei în cazul consumatorilor care folosesc acești combustibili. Rămân neschimbate condițiile pentru consumatorii care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică în sistem centralizat. Aceștia beneficiază de ajutorul lunar pentru încălzirea locuinței în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 786 de lei în cazul familiilor
și 1.082 de lei în cazul persoanelor singure. Este vorba, pe de o parte, de documente privind identitatea, documente privind componența familiei, documente privind veniturile și o cerere. Această cerere fie o ridică de la sediul nostru, fie o descarcă de pe site-ul nostru sau site-ul primăriei. Este foarte important să se cunoască că pentru cererile depuse până în data de 20 ale lunii, ajutorul de încălzire se acordă pentru luna în curs, iar pentru cererile depuse după 20 ale lunii, calculul și plata ajutorului se va face cu luna următoare. Documentele se depun la sediul Direcției de Asistență Socială situată pe strada Panselelor la numărul 23. A fost redeschis laboratorul de radiologie și imagistică medicală al dispensarului de tuberculoză, aflat în cadrul Policlinicii Electroprecizia din Săcele. Prin intermediul unității sanitare vor fi asigurate aplicarea și monitorizarea Programului Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei în teritoriul arondat. Astfel vor putea fi diagnosticate, tratate și monitorizate îmbolnăvirile care ar putea apărea în rândul populației din Săcele și din comunele învecinate. Laboratorul funcționează pe Alea Episcop Popea, numărul 20, din municipiul Săcele. Dotarea și consumabilele sunt asigurate din fondurile proprii ale Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie, iar sediul a fost pus la dispoziție gratuit de administrația locală săceleană. Orice investiție în domeniul medical este binevenită, având în vedere nevoile concetățenilor noștri din zona Săcele, care acum nu mai sunt nevoiți să vină la Brașov pentru investigații imagistice. În 2019 vom continua să investim în modernizarea și dotarea spitalelor din subordinea noastră, deoarece considerăm prioritară necesitatea asigurării celor mai bune condiții pentru medici, cât și pentru pacienți. A declarat președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea. Principalii beneficiari sunt persoanele incluse în Programul Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei, contacți, suspecți sau bolnavi de tuberculoză, pentru care radiografia pulmonară este gratuită, precum și persoanele cu alte afecțiuni respiratorii. O radiografie pulmonară standard cu interpretare costă 25 de lei, iar prețul pentru o radiografie fără film pe suport CD este de 20 de lei. Peste 1.000 de brașoveni au ajuns la medic în ultima săptămână a anului trecut. Reprezentanții spitalului spun că aceștia au ajuns cu diverse afecțiuni specifice sezonului rece. Potrivit compartimentului de control și supraveghere a bolilor transmisibile din cadrul DSP Brașov, 653 de brașoveni au avut în perioada menționată infecții acute ale căilor respiratorii superioare, aproape la jumătate față de săptămâna precedentă, iar dintre aceștia 14 au fost internați în spital. Au fost și 266 de brașoveni care au ajuns la medic cu pneumonie, mai mulți decât în intervalul anterior, când au fost 239, iar 70 au avut nevoie de îngrijiri spitalizate. De asemenea, în săptămâna 24-30 decembrie, 138 de brașoveni, în creștere ușoară, au fost diagnosticați clinic pe baza simptomelor cu gripă. 13 dintre ei, dintre care 8 copii, au primit tratament în spital, restul s-au tratat acasă. CFR Călători va lansa oferta tarifară de călătorie trenurile zăpezii 2019 cu reduceri în perioada 8 ianuarie-28 februarie la trenurile spre și dinspre cele mai căutate stațiuni montane pentru schimb, cum sunt cele de pe Valea Prahovei și Vatra Dornei. Reducerile vor fi de 25% de luni până joi pentru călătoriile pe rută directă la clasa a doua cu trenurile Interregio care au ca punct de plecare sau destinație una din stațiunile montane de pe ruta Sinaia-Brașov sau din Vatra Dornei și de 31% până la 56% zilnic pentru călătoriile la clasa a doua cu trenurile Interregio care circulă pe Valea Prahovei, pe rute între Sinaia și Brașov și retur, prin extinderea ofertei reduceri de weekend pe Valea Prahovei. De exemplu, pe ruta București-Predeal, prețul biletului cu această ofertă este de 30,6 lei, cu 8,9 lei mai puțin față de prețul întreg, iar pentru ruta Constanța-Brașov, prețul biletului este de 60,45 de lei, cu 18,85 de lei mai puțin față de prețul întreg. Concurs pentru cinefilii brașoveni, cea de-a 19-a ediție de teatru istoric dedicat Unirii Principatelor Române, continuă înscrierile și anul acesta. Realizatori de film, amatori sau profesioniști sunt invitați la competiția care se va desfășura până pe 22 ianuarie.
Anul acesta concursul va fi bazat pe filme înregistrate de elevi cu scenete de maxim 20 de minute, având ca temă perioada istorică cuprinsă între unirea principatelor române de la 1859 și anul 1922, anul încoronării regelui Ferdinand și reginei Maria la Alba Iulia. Primele trei piese premiate vor fi prezentate publicului brașovean pe 23 ianuarie. Filmele trebuie trimise pe adresa de e-mail casa.mureșenilor@gmail.com sau pe suport electronic la sediul muzeului până pe 22 ianuarie 2019. Informații suplimentare pot fi obținute la sediul muzeului Casa Mureșenilor. Este timpul să urmărim acum un grupaj de știri din sport. CSM Satu Mare a trecut cu scorul de 90-79 de Olimpia CSU Brașov într-un meci contând pentru etapa a treia din grupa roșie a Ligii Naționale de Basket Feminin. Potrivit statisticii totalbasket.ro, Carla Barte a fost coșghetera partidei cu 27 de puncte și 7 recuperări. Biliana Peșovici a urmat-o cu 24 de puncte și tot atâtea recuperări, 7. Pentru Olimpia CSU Brașov au mai înscris Filip 13 puncte, Ferenții 6 puncte și Arsenici 4 puncte. Albalbastrele au avut din nou sub 10 jucătoare pe foaia de joc, de această dată antrenorul Dan Calancea având la dispoziție 9 basketbaliste, cu tot cu antrenorul secund Miruna Krasnic. Olimpia CSU Brașov joacă în următoarea partidă acasă, pe 12 ianuarie, în compania celor de la Phoenix Știința Constanța. Corona Wolves a început cu dreptul anul 2019, câștigând primul meci din cadrul Erste Liga. Astfel, Lupii au învins vineri seară la Hockey Club Budapesta, scor 5-4 după prelungiri. Pentru trupa antrenată de Greg Lindqvist au marcat Borisenko de 3 ori, Lidhammer și Molnar. Duminică, echipa brașoveană a jucat la Vienna Capitals 2, unde a înregistrat prima înfrângere din 2019, scor 1-2. Pentru echipa brașoveană a înscris Tendler. Prima serie de meciuri în deplasare din noul an se va încheia pentru Corona Wolves în această seară de la ora 21, în compania celor de la Ferencvaros. La știrile Mix TV se acum vremea pentru vremea. La Brașov, în următoarele 24 de ore, vom avea parte de vreme rece. Minimele nopții vor coborî până la pragul de minus 12 grade Celsius. Maxima termică a zilei de mâine va ajunge până la minus 6 grade Celsius, iar cerul se va menține parțial noros. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la Mix TV. Rămâneți în continuare alături de programele noastre. Sunt Onelia Pescaru, pe curând, toate cele bune!